Pe toate drumurile din județ s-a circulat în condiții de iarnă. Drumarii au acționat cu material antiderapant și utilaje cu lamă pe toată rețeaua de drumuri din județul Călăraș. Drumarii călărășeni vor acționa în această iarnă cu 56 de utilaje de dezăpezire. Sece drumuri și poduri sa, societate subordonată Consiliului Județean Călăraș, are pe stoc o cantitate de 1200 tone de material antiderapant. 50% sare și 50% nisip și a ieșit la dezăpezirea drumurilor cu 7 autofreze, 15 utilaje cu lamă și sărărițe, 31 de utilaje tip volă și 3 autogredere. Vă reamintim că este în vigoare atenționarea meteo galben a Administrației Naționale de Meteorologie, conform căreia în sudul și estul Munteniei și în cea mai mare parte a Dobrogei vor predomina ninsorile, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40-45 km h pe, pe alocuri viscolini în soarea. Dacă aveți de făcut deplasări, echipați-vă autovehiculele cu cauciucuri de iarnă și conduceți prudent, adaptând viteza la condițiile de drum.